Gazprom va majora din 1 iulie prețul de achiziție a gazului vândut Moldovei. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, anunță că din iulie prețul de achiziție pentru țara noastră va fi de 980 de dolari pentru 1000 de metri cubi, cu 100 de dolari mai mult decât în iunie. Ceban avertizează că săptămâna viitoare se va decide dacă Moldova Gaz va cere Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să mărească tariful pentru consumatorii finali. Vadim Ceban precizează că prețul de achiziție a gazului natural pentru țara noastră este stabilit lunar de Gazprom, pe baza formulei de calcul din contractul negociat. Prețul de achiziție pentru luna iulie este preventiv calculat la nivel de 980 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În tarif, acum la moment, este introdus prețul de achiziție 696 dolari, ceea ce este aproape 300 dolari mai mic decât cel real preț de achiziție. Directorul Moldova Gaz menționează că acum se fac calculele necesare pentru ajustarea tarifelor și că săptămâna viitoare va fi luată decizia finală în acest sens. Este situația excepțională. Suntem în lucru în coordonare cu ANRE și cu Comisia pentru Situații Excepționale în privința ajustării tarifului pentru gaz natural. Acum deja avem toate motivele și argumentele pentru a solicita ajustarea acestui tarif. Fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlicov, consideră că ANRE nu va accepta să majoreze tariful pentru consumatori. Prețurile din vară nu prea afectează tariful și eu nu cred că, inclusiv dacă Moldova Gaz se va adresa la ANRE, nu cred că ANRE va revedea tariful acum. Posibil în toamnă, când vor fi mai clare prețurile pentru lunile reci. Ultima dată tariful la gaz pentru consumatori a fost majorat din 1 iunie cu 22% la 18,62 lei pentru un metru cub. Aceasta este a doua scumpire a gazului din acest an, după cea din ianuarie, când ANRE a ridicat tariful cu 38%.